Ionel a vorbit cu Diana despre Tej și Robert, despre ea și Raul, despre diverse situații din casă, până ajungeau la comentariile doamnei Marinela. Dar chiar se potrivește Tej cu fata nouă? Cu fata? Cu fata! Ce ai zis? Nu cred că am zis așa ceva, sincer. Voiam să zic cu băiatul nou, dar nu știu da, ce ai zis mi-e place fata de... Da, chiar mi se pare că se potrivesc. Da, așa amândoi. Da, da. Sunt frumoși. Sper să fie ok. Mai asta o să vedem pe parcurs, de seama. Da, nu știu cum se schimbă lucrurile de la o săptămână la alta. Da, măi, la modul întorsături. Da, de seama, e și... E normal cumva, pentru că... Da, normal e fie că... Oricum prima dată alege așa, gen... După fizic, după chestii de genul. Dar pe parcurs îți dai seama, plus că... Noi, uite, noi până la petreceri, după petreceri îți dai seama ce se întâmplă de fapt, sincer. Da. Pentru că așa până atunci... Nu prea. Toată lumea e super reținută, toată lumea e atentă la ce spune, la ce gesturi faci. Și nu prea petreci mult timp împreună. Și nici nu petreci mult timp împreună și na, în emisiune, oricum, mari chestii, o privire maxim. Atunci, într-adevăr, poți să analizezi în funcție de răspunsurile care se dau și așa mai departe. Da. E normal. E dreptul fiecăruia să cunoască pe toată lumea până la urmă. Da, exact. Normal, că așa îți dai seama cu cine te potrivești sau nu. Dacă te potrivești cu cineva sau păi, nu. Păi, asta am zis și eu, gen, adică uite, eu sunt super deschis în momentul ăsta. Ok, când formezi un cuplu, deja cam trebuie să-ți vezi de partenerul tău. Dar până atunci, tu trebuie să fii super deschis să cunoști oamenii din jurul tău, pentru că după... E și chestia asta, oricum e o chestie că... Avem cumva contact vizual și contact așa toți cu toți și na, trebuie să-ți dai seama. Și oricum, mai ales dacă alegi să faci pasul cel mare aici, trebuie să faci, să fii 100% îți dai seama că nu poți să faci pasul cel mare dacă nu ești persoana foarte aia e persoana pentru tine. Mai e ceva în ăsta? Mai e ceva în ăsta? Puțin, cred. Nu e seama că degeaba... să fii... Hotur. Trebuie să, nu știu, să te potrivești, cred că și la caracter, sunt multe aspecte. Normal, trebuie să cunoști omul, să vezi și poate cap, vorba aia. Nu ai cum să fii cu un lucru, ce piesă romantică am avut eu. Mi-a zis că a fost foarte mișto. Foarte frumoasă. Nici nu mai știu ce reacție a avut Raul. Nu știu dar cred că și ea melodia. A avut o reacție... Nu, a avut o reacție frumos. Încerca să facă inima. Nu știa cum să o facă. Nici eu nu știu să o fac. Dar nici eu nu știu să o fac, mi-mi iese pătrată. Nu prea fac eu din astea. Dar mă mir cum de-am pus o piesă așa romantică, pentru că ți-am zis, eu nu sunt cu... Da, să-ți ia veniție atunci. Da, chiar asta am simțit. Și foarte bine ai făcut ce ai simțit, nu ai făcut nimic rău. Mă simt puțin ciudat. Gen ciudat, la modul prost pentru... Știi, când am venit eu dimineața, m-am trezit și erau mamele acolo pe terasă. Și gen... Eram eu cu Tej, că noi ne-am trezit primele și de seama... Făceam glume cu Petru, că vai, nu-mi zici să rămână mama sacră, la modul așa, știi? Și a fost o fază de genul ăsta, că... Nu mai știu care din fete o zis, cred că a venit după Ana și nu știu ce și o zis că știam eu că așa o să fie gen. Și, nu știu, cred că mama lui Ștefan, am simțit-o, cred, nu știu sigur, că așa ceva de genul, că până la urmă așa a fost, cum s-a spus. Sau nu vreau să zic gen la modul, poate am înțeles eu greșit. Cine știe, dar... A fost un pupic așa scurt, furat. Până la urmă o să... Nu dar cred. Să fie adevărat ce bănuiau băieții din casă. Poate am înțeles eu greșit, nu știu, n-am. Nu știu seama că dacă are ceva de zis, probabil o să zică până da, la urmă. Da, dar nu cred că s-a supărat pe mine sau ceva, doamne. Nu, pentru că n-a, dar mă simt eu așa prost pe situații, mă simt eu nașpa... Da, dar tu n-ai făcut un pas înainte cu el, pur și simplu da. Vorbeați, nu erați într-o cunoaștere. Nici măcar nu eram într-o cunoaștere. Da, doar vorbeați și petreceați timpul unul cu altul în pauză, dar asta nu înseamnă neapărat că
s-a pus stop. Dacă tu nu te-ai simțit bine în prezența lui sau nu mai simți că sunteți compatibil, nu este vina ta. Și în rest, ești bine? Mai da, sunt bine per total. Nu vreau să vină ziua de mâine. Pentru că... n-aș prea vrea. Că sunt multe, gen... O să fie multe discuții. Nu o să știe ce o să fie. Mai ales că a fost și faza aia cu Ionuț, n-am înțeles. Asta nu știu, a, discuția între ei doi, poate, da. Între ei doi și chestia aia, cu gen, am înțeles, mai ales după ce a avut reacția asta cu... De asta mi s-a părut mai urât, după ce mi-ai spus că ei a avut să deranja o discuție și l-a tras pe Raul la răspundere. Bine, eu nu cred că nu și-a dat seama. Nu și-a dat seama, doar că... Na, măi. Nici eu n-am înțeles exact ce s-a întâmplat și ce a vrut să zică. Da, eu oricum o să, dacă cumva o să fie o discuție, eu chiar o să intervin și o să spun că, frate, nu înțeleg de ce, care e problema, adică stai puțin, trebuie să dai explicații cui, pentru ce simt eu să fac în momentul ăsta. Asta nu înseamnă că am simțit de la început sau că el m-a plăcut de la început sau chestii de genul. Dacă asta am simțit pe parcurs... Normal, e dreptul tău să faci ceea ce simți, nu-ți dai explicații nimănui. Păi asta am și spus și... Chiar dacă a supat pe buze, asta nu înseamnă poate ceva dar mare. Dar nu mă deranjează cu ce se interpretează din chestia asta. Nu, dar asta vreau să zic, dacă tu peste o săptămână o să simți că tot la fel nu te potrivești nici cu Raul, poate nu ești obligată să rămâi. Normal, trebuie să faci fix ce simți și ce... Nu e să zici că v-ați luat, v-ați căsătorit sau... sunteți într-o relație și chiar dacă ești într-o relație cu un om și dai seama în timp că nu este persoana potrivită, nu înseamnă că nu poți să te desparți de omul ăla. Capricile iubirii. Da, Ionela, pari să fii nemulțumită sau nu știi, ti se pare că ai fost vorbită un pic... Nu vorbită, cumva mă simțeam eu prost față de doamna Marinela și așa am interpretat eu gestul, dar nu am ținut prea mult, am simțit doar să îi spun cuiva atâta tot. Păi e clar că te-a deranjat ceva, da, ai înțeles tu exact, doamnelor, i-ați explicat de discuția asta sau... Dar ea este deschisă și ne povestește ea, nu trebuie să-i explic. Dacă ne ceri părere. Păi nu, dar vis-a-vis de faptul că ați vorbit la un moment dat despre ea și era și o afirmație acolo, ceva de genul, se adeverește ce s-a spus la început sau ceva. Da, eu ce au spus băieți? Deci erau mai multe mame acolo. Au, da? Nu mai știu exact, se vorbea de mai multe persoane, printre care s-a adus la discuție și Ionela. Da, eu am spus că până la urmă se adeverește ce au văzut băieții. Asta este părerea mea. Ce anume? Dar la ce vă refereați? Că Ionela l-ar place pe Raul. Așa este părerea mea. Și ați spus-o la sens peiorativ sau așa ca fapt divers? Că e o diferență. Nu, am spus-o așa ca fapt divers. Nu. Adică nu vă deranjează? Nu vă deranjează absolut deloc. Nu a fost într-o cunoaștere cu Ștefan. Au schimbat 3-4 zile doar câteva vorbe. Ei, da, dar între dumneavoastră și Ionela situația a fost destul de... prietenească, așa, adică... Dar eu n-am avut nimic cu ea. Dar încă este, noi nu avem nimic, deci... chiar dacă am mai avut conflicte cu Ștefan. Eu cu Ionela recent. Nu am avut niciodată, ea poate să confirme. Totdeauna eu am consolat-o, să zic așa, pentru mine ea rămâne totuși o persoană foarte... pentru mine, pentru alții nu știu. Ștefane, tu ce ești? O victimă colaterală în toată situația asta? Nu, no. fiecare au discutat, au vorbit, cred că s-a înțeles. Uh-huh. Nu o bag în trebuie. Eu respect în fiecare... Ionela, n-am nimic cu ea, n-am avut nicio... Da. Cum vi se pare vouă situația asta? Mie mi se pare că băieții au adus cumva, n-aș spune chiar injurii, dar cumva au vorbit despre fete și și-au format o părere și mi se pare că încearcă să se influențeze unii pe alții. Cred că tu, Ștefan, ar trebui să... accepți că asta este realitatea. Uneori se întâmplă să avem o conexiune cu cineva, dar să dureze foarte puțin. E ceva normal. Am acceptat. N-am zis că și mi se pare că nu ar trebui să... Mi se pare un pic cam mult, știi? Toate discuțiile astea pe care le aveți voi și implicit discuția pe care ai avut-o tu cu Ionela, mi se pare prea mult. Adică în viață se întâmplă să
fim refuzați. Că e da. De o fată, că e de, nu știu, te duci la un job, la un interviu și nu te mai sună înapoi. E tot un refuz. Faptul că nu te sună să zic că nu ești potrivit pentru postul nostru sau că nu te sună, tot un refuz este. Adică în viață se întâmplă să nu se așeze planetele Nicoletei așa cum ar trebui să se așeze, astfel încât să obținem orice. Și atunci... Nu înțeleg de ce duceți discuțiile astea atât de departe încât ea să se simtă prost, poate Raul să se simtă prost să încerce ceva cu ea, pentru că v-am spus eu că între voi doi e ceva, știi? Adică, hai să dar acceptăm. În același timp, eu înțeleg și pe ei că discută și am fost și eu concurentă și știu perfect ce înseamnă, adică voi nu aveți acces la telefon, laptop, tablete și ce ați putea să vorbiți decât despre ceea ce faceți în casă. Da. Și noi, din exterior, să știți că noi vă meciuim cumva, uite, cred că o să placă pe ei. Și normal că avem satisfacția când vedem că se întâmplă ceea ce spunem noi, să spunem, da, uite, v-am zis, sau și noi între colegi mai vorbim. Mie nu mi se pare nimic. Atâta timp când nu vă jigniți, aveți drepturi să vă exprimați. Da, da, e o diferență, Raluca. E una să-mi exprim părerea, ca fapt divers, da? Și eu pot să zic. Și eu cred că Ionela l-a văzut pe Raul și i-a plăcut. Pur și simplu. Nu e o chestiune rea sau bună, da? Pur și simplu asta s-a întâmplat. Și asta e când discuțiile continuă și cumva tonalitatea vocii, modul în care exprim, faptul că încerci să obții ceva de la Ionela în speță, să da, recunoaște că așa a fost, dar eu am avut dreptate. Ce contează? Poate Ionela a fost furată de peisaj și nici măcar nu și-a dat seama. Că se întâmplă. Uneori da, să nu... Eu nu am... De exemplu, aseară am avut o discuție aprinsă cu ea, dar eu nu am început nimic. Eu mi-am spus părerea ieri în live. Ea seara era deranjată, supărată și a început discuția aprinsă cu mine aseară. Dar de ce crezi că a deranjat-o? Nu știu. Că ea a zis că am făcut-o prefăcută și a simțit deranjată. Asta falsă, falsă. Falsă. Asta a fost părerea mea și eu mi-o susțin. Și de ce crezi că e? Dar de ce? Da, exact. De ce crezi tu că, că e falsă? Pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Păi nu lasă pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Spune, băi, e falsă pentru că a spus asta și a făcut altceva. Păi sau... da, la început, să zicem că ne cunoșteam așa, nu cunoaștere oficială. Așa, după, pas cu pas. De la o seară la alta s-a schimbat. Adică... Așa. Și... Dar asta nu înseamnă că... Stai puțin, stai puțin. Că s-au întâmplat niște chestii puse cap la cap, prea... Adică nu cred că există coincidență. Ștefan, vreau să spun un lucru. Nu poți, poate că a avut un soi de inconsecvență, dar și inconsecvența asta poate să vină din faptul că astăzi gândești într-un fel, nu ți s-a întâmplat să te culci cu o idee și să te trezești cu totul și cu totul altă idee? Adică astăzi să-ți placă apa plată și mâine să-ți dai seama că de fapt nu vrei să bei apă plată și că vrei apă minerală? Niște exemple minore. Nu s-a întâmplat, pentru că are ascendent în fecioară. Deci nu se întâmplă ascendent în fecioară. Doamna Gabriela, da. Eu momentan cu ea sunt la fel cum este și el, adică nu sunt nici măcar într-o cunoaștere, doar discutăm și atât. Eu nu consider că... Mie mi se pare că tu ai făcut o jumătate de pas în spate, tocmai în ideea în care cumva toată lumea a ridicat din sprânceană vis-a-vis de Ionela. Referitor la ce a spus doamna Andreea, nu mă simt prost, pentru că până la urmă fiecare are dreptul la exprimare. Uh-huh. Toți suntem în mod egal, doar că eu odată ce am dat cărțile pe față cu Ștefan și am vorbit anumite chestii, altcineva nu ar fi trebuit să se bage. Dar nici eu nu mă bag în anumite subiecte, că n-ar trebui să mă bag. Sau... Eu sunt de acord cu tine, dar în contextul în care tu ai spus că nu vrei, de exemplu, din Iași o tipă care se știe cu nu știu care, pentru că nu vrei discuții de genul, asta se întâmplă aici. Corect. Adică, cumva, tu poate nici măcar nu-ți dai seama că te poate influența în vreun fel sau altul, da? Dacă eu îți spun ție, băi, Ionela e nașpa, cum o să stai cu Ionela? Tu vezi că arată cel mai nasol dintre toate fetele și, băi, e și nu știu cum. S-ar putea, la un moment dat, să crezi însuși, chestia da. Asta, știi? Să pentru că însușești retorica altora. Mă scuzați. Adică dacă el a zis că e nasoală, ce, eu da. O iau de bună? Nu, într-adevăr, așa am spus, că nu-mi doresc o fată de la mine din zonă pentru ca să liniștesc. Dar ce au apele. Fetele de la tine din zonă? Nu, ca să liniștesc apele, că eu o zi înainte de petrecere am jucat adevăr sau nu mă știu, adevăr și procent. Și am fost întrebat de Ionela și am spus că 0%. Dar în schimb am spus de Ramona 70 sau 60%, adică procentele s-au schimbat radical, pentru că pe moment chiar nu aveam nicio intenție. Pentru că tu nu ai ascendent în fecioară, cum zicea Nicoleta. Eu? Da. Eu am ascendent în fecioară? Nu, nu. Raul are ascendent. Tocmai că nu ai. A zis că nu ai ascendent. Nu ai. Tocmai pentru că nu ai.